Salutare, dragilor! Bun găsit la un nou episod de Victoria 3. Jucăm cu România și iată, de 24 ianuarie, serbăm într-un mod atipic mica unire, pentru că, în realitate, în joc, noi deja am reușit să înfăptuim această unire. E adevărat istoric, aceasta se produce în 1859, mai exact pe 24 ianuarie, exact ziua în care postăm acest clip. Și este o zi deosebită pentru România, întrucât este efectiv partea premergătoare a Marii Uniri, în care România reușește să alipească toate provinciile sale. Din păcate, în 1859 nu avem decât două dintre marile provincii. E adevărat, printre detalii e de menționat faptul că deja din 1856 cele trei județe are provinciei Buceac, făceau parte deja din Moldova, exact așa cum le avem și în joc, și nu este un lucru mărunt. Din păcate, acest lucru nu s-a menținut pe întreaga perioadă până în 1918, dar totuși e destul de important că am reușit să obținem și aceste trei județe și au reușit să facă parte din România. Cam asta era și harta, de fapt, a României în urma micii uniri. Practic am reușit să facem alipirea Valahiei și a Moldovei și undeva aproximativ în 1862 avem inclusiv unirea din punct de vedere administrativ și constituțional sub noul stat România, Principatele Unite Române, undeva în 1866, mai târziu. De asemenea, avem o nouă Constituție cu ratificarea și recunoașterea internațională a statului nou format România. Bun, dragilor, în acest episod, cum ziceam, ne propune să facem ceva diferit. Facem eliberarea Transilvaniei, pentru că e parte din obiectivul mai larg la care aspirăm. Din păcate, jocul nu ne afișează măcar această opțiune aici, dar în momentul în care statul Transilvania devine liber, o să avem aici o nouă opțiune foarte interesantă, care spune că putem să formăm Marea Unire, exact. Din păcate, pe termen lung, noi mai avem de lucrat să obținem și Banatul, Crișana, nordul Maramureșului și nordul Bucovinei. În realitate, e de obținut efectiv întreaga Bucovină, așa cum e reprezentarea. Na, reprezentarea geografică este un pic inaccurat, nu e perfectă, dar anyway, în prima fază o luăm cu eliberarea sudului și nordului Transilvaniei și ulterior avem Bucovina, cum ziceam, Banatul și Crișana cu nordul, cu Maramureș. Bun, și să nu uităm, să nu uităm de Dobrogea, da? Acum, cum le putem obține? Cred că am făcut nenumărate încercări, încercând să găsim varianta optimă de eliberare. Varianta în care luăm de sudul Transilvaniei e destul de nepotrivită, pentru că pe de o parte ne forțează la un tratat de pace pe durata a 5 ani și ne crește practic misatisfacția tuturor celorlalte țări și infamia României prin faptul că venim și cerem parte din teritoriile Austriei, așa cum apar în hartă la momentul ăsta. Drept urmare, trebuie să eliberăm cele două state, trebuie să cerem efectiv eliberarea acestora. Acum nu e un moment efectiv bun să facem eliberarea asta, pentru că în momentul de față, după cum veți, avem revolta austriacă liberală, dar vom putea face chestia asta imediat ce această revoltă se înăbușă, însă nu trebuie să așteptăm prea mult timp, pentru că Austria se află într-o situație destul de aiurea în momentul de față. Sunt aproape de intrare în faliment. Momentan nu apare aici reprezentant, dar ulterior o să apară faptul că ei vor fi în faliment. Lucru care ne avantajează din punct de vedere capitulare. Acest faliment contribuie în favoarea noastră și în favoarea eliberării Transilvaniei. Pentru eliberarea Dobrogei un pic mai tricky, am încercat diverse scenarii, destul de tough să mai facem în 1889, un pic târziu eliberarea, dar probabil dacă ne dezvoltăm o armată ceva mai puternică și schimbăm legea, pentru că momentan efectiv nu reușim cu National Militia să facem chestia asta, putem mobiliza 183 de batalioane, dar numai din conscription. Momentan suntem aproape de limita, dacă nu mă înșel, a recrutării.
E adevărat, mai sunt câteva limite de asemenea impuse din faptul că pe Dobrogea nu prea avem mare recrutare. Acum am reușit să obținem din acest România Dobrogea numărul de batalioane, dar sincer nu prea se vede chestia asta foarte bine. În momentul de față avem 16 batalioane, cred că ar trebui să fie în normal ceva mai multe. După cum vedeți, ar apare aici că sunt, avem două skirmish infantry pe, în ceea ce privește Moldova, și apoi ok, pe, în ceea ce privește România, Dobrogea, nu avem nimic momentan. Merge destul de prost recrutarea pe Dobrogea. Bun, dragilor, ce putem să facem ca să facem acest lucru? Putem să ne folosim de provinciile pe care le-am achiziționat. Nu știu că v-am arătat, reușit să obținem Herero Land și Namaku Land. Sunt două provincii din sudul Africii, ca să zic așa, avem Herero Land aici. Și în alte 16.000 de zile am putea să obținem această provincie. Sincer, nu cred că avem șanse să concurăm pentru această provincie, pentru că în 530 ceva de zile o să fie obținută de câte francezi această provincie. De asemenea, aspiram la asta, dar deja în 200 de zile o să fie luată de către ruși. Deci asta e, s-ar putea să ne mulțim doar cu Namaku Land și cu Herero Land. Ulterior, dacă nu cedăm aceste provincii în schimbul unor beneficii, Rusia s-ar putea să vină să ne propună să ne dea Herero Land pentru Namaku Land, ceva de genul ăsta, ca să le aibă, nu știu, alipite una de cealaltă, sau invers, cred că vor cere Herero Land ca să fie alipit cu celălalt Herero Land, ceva de genul ăsta. Și evident avem celelalte provincii deja din achiziționate în zona asta, avem Eastern Guinea și Vestul Guinei. De asemenea, mai avem pe aici câteva provincii, cred că mi-e ușor să dau cu control F căutarea lor. Micronezia de vest, da? Micronezia de est, care este un fel de arhipelag, și România Nauru, unde pe România Nauru avem relativ o provincie mai mare, bucata mai mare din România Nauru. Au și Dacia aici, au o provincie mai mică, olandezii. Bun, dragilor, deci cam asta este în linii mari. Da, ne-am întors un pic în timp, acum trebuie să lucrăm un pic la partea de industrie. În timpul ăsta să încercăm să optimizăm tot ceea ce se poate. Văd că avem pe glass și pe coal. Da, aș încerca dacă se poate să mai creștem glass și coal. Pe de altă parte aș vrea să mai boostez administrativ ceva aici. În primul rând, hai să facem un glass works. Îl fac în zona Basarabiei pentru că, uite, că Austria deja intră. A intrat Spania în diplomatic play împotriva celor și Statele Unite. Asta e un pic aiurea cu Statele Unite. Nu știu care e criteriul pe care se alătură sau nu se alătură Statele Unite. Am văzut că uneori nu sunt interesați de diplomatic play-ul ăsta, acum pare că sunt. Eu sper să se rupă la un moment dat acest defensive pact, pentru că Statele Unite sunt foarte enervanți și nu fac decât să complice toate lucrurile. Dar hai să vedem ce se întâmplă până una alta. Și în paralel, da, trebuie să boostăm un pic administrativ Valahia și cu Moldova, pentru că suntem un pic pe minus cu capacitatea birocratică. În paralel, încercăm să facem la SFR, ca să-l facem mai repede, o să anuleze enlistment eforturile de prin toate provinciile noastre. Cred că maxim mă gândeam inclusiv, hai să vedem aici la buildings, la buget deja am putea să punem taxa pe lux ca să fim pe plus cu economia în timp ce construim clădiri. Am trecut în faza de draft, de votare chiar al lui la SFR. Mașina infernală, sincer cred că mergem pe varianta 2. Sperăm să anulăm revoluția asta, o să tot avem revoluții. O să trebuiască probabil să investim ceva mai mult în law enforcement, pentru că în colonia la Fere Supreme mai merge, nu mai avem unde să ne extindem efectiv, suntem complet blocați. Cred că exista o mică posibilitate de extindere undeva aici, 15.000 de zile, nu știu dacă mai apare aici opțiunea, dar după cum vedeți, în 700 de zile deja colonia devine australiană. Nu avem șanse, sincer, suntem mult prea în spate, trebuia să începem mai din timp colonizarea asta ca să avem o șansă. E adevărat că câțiva dintre voi mi-au dat feedback-ul ăsta la momentul potrivit, probabil, cred că Conec era unul dintre cei care mi-a scris de chestia asta. Am făcut și noi Central Archives, cu chestia asta mai luăm niște capacitate de birocratică, am trecut pe plus. E bine, suntem pe plus și cu bănetul,
E bine să ne facem o rezervă de bani, pentru că în momentul în care intrăm într-un război și ieșim din piața rusă, din orice motiv, o să avem nevoie de toți banii. O să facă și ăștia Glassworks în 1052 de zile. Excelent. Tehnologic vorbim, văd că avem 7 zile și se termină asta. Vreau să fac enlistment offices și, sincer, cred că următoarea la rând ar fi Modern Nursing, Repeaters, Ironclad, Military Statistic Delegate Organization Gainu, Floating Harbor, ok, ceva de genul ăsta, nu știu dacă, care e statusul pentru celelalte, o să mai vedem pe parcurs. Ar fi bine probabil să mai băgăm un pic tehnologie, pentru că, adică să mai construim universități efectiv. Am descoperit blocat asta cu reinforce concret, o să ne boosteze un pic capacitatea de construcție până la 79, ceea ce e excelent. Bun, dragilor, încă continuă revoluția, ceea ce e ok. Noi ne facem și noi la SFR în paralel. Ce o să fie destul de tricky este faptul cu schimbarea legii. Anilin de blocat, discord între ortodoxi. Hai să vedem pe cine bustăm acum. O să merg cu opțiunea 2 pentru că vreau să mai bustez un pic partidul industrialiștilor. Se apropie, cred că, și alegerile relativ curând. 1 decembrie 1887. Da, o să avem pe decembrie 1891, nu mai mult. Pascal a fost trimis în exil. Sincer, nu prea îmi plac agitatorii pe care am rămas. Niciunul dintre ei nu prea e grozav. Ăsta vrea Presidential Republic, State Atheism, Tehnocrație și Appointed Bureaucrație. L-aș cam exila. Este Victor Socace din mica burghezia. Hai să vedem pe cine mai avem pe aici agitator. De la Armed Forces. Ăsta de la Armed Forces ar trebui să fie bun, dar el vrea Graduate Taxation, Worker Protection, Old Age Pension și nu știu ce. Deci niște chestii. Bine, îi radicalizează un pic pe ăștia. Hai să mai stăm o vreme. Poate îl dă afară singur. Și ok, din categoria optimizări, cred că am omis să mai facem pe aici niște chestii. La nivel de shipyard-uri, cred că putem să producem Man of War. S-a impresia că nu stăteam grozav cu producția. Namaculand este Isolated Island. Da, putem să dăm drumul la un port aici, na, ce să zic. Până când îl mai ținem, evident, ideal. Mină de cărbune. Cărbunele nu merge prea grozav pentru că probabil nu avem suficientă infrastructură. Trebuie să mai bustăm un pic aici caile ferate. Încă un nivel, astfel încât după aia să putem activa folosirea căilor ferate pentru minele de cărbun. Ca metode de producție nu putem să folosim nimic în plus. Aici tot timpul aleg prima opțiune, reduce cu 5% revoluția, între timp cred că se botează și legea asta. Bun, și am trecut pe plus cu capacitatea și evident aici foarte important, acum educația deja e la nivel maxim. Law enforcement-ul ar fi excelent pentru reducerea penalizărilor din turmoil și reducerea cantității de extremiști din scăderea nivelului de trai, care s-ar putea să se întâmple cât timp vom avea astfel de fluctuații. Cred că avem o grămadă de convoi acum. Ideea e că nu prea aș vrea să fac... Da, ne consumă 40 și aici 2 amirali. Poate ar fi mai bine să ne facem o singură flotă. Nu știu dacă putem să le mărgim pe cele două într-o una singură. Așa. Nu știu care dintre ei era mai bun acum. Ar trebui, cred că, în primul rând să fac chestia asta înainte să decid. Command limit plus 20. Asta e de bine. Minus 10 bureaucracy, minus 10 interest group political power, ok. Pius demagog este din petit, burghez, nu știu ce. Asta este lent, owner este și urât. Hai să-l dăm afară. Pe băiatul ăsta și să luăm, transferăm toată armata celuilalt. Ok. Și am putea, sper eu, să pot să-i dau
Seek out and destroy enemy vessels, escort convoy. Unde îl dăm afară pe băiatul ăsta? Retire. Da, l-am dat afară și de unde putem să desfințăm asta, nu știu, disband. I-am mai făcut rost de niște capacitate acum. Birocratică. Care vom aluca? Opa, ne-am trezit iară pe minus, într-un deficit. Nu știu de unde până unde, dar... Aie, văd că din instituții am trecut pe minus dintr-o dată, și cu amiralul, și cu generalul, ok. Speram să se regleze chestiile astea, văd că avem și devastare aici, în Republica Moldova, anyway. Prima opțiune cred că ne ajută foarte mult, hai să mergem cu... O să iau a doua, mai boostez pe Radu Sion. Și pe industrialiști. Rubber Russia. Migration Attraction pentru Noua Guinee. Sincer, dintre cele două, cea care este mai grozavă este cea de est, dacă nu mă șel. Pentru cea de aici, Eastern, nu, cea de Eastern este cea mai proastă, pentru că nu prea aveam parcă capabilitatea să facem banane și chestii. Aveam niște limitări aici, văd că acum mi-apare opțiunea să fac banane acolo. Ok. Și văd că pot să fac inclusiv cafea, zahăr și toate cele, mai puțin whaling station nu prea pot să fac. Hai să vedem dacă avem și pe aici toate opțiunile. Ok, populație 23.000, 22.000, stai că ne-am dus peste it in Russia, așa, 12.500, da, cred că ar trebui pe Western să o boostăm, mai normal. Avem și o atracție destul de scăzută pentru locația asta, deci cred că le-am făcut porturile aici. Na, ce să zic. Mergem cetișor. Ok, la 81% și revoluția, nu știu ce se întâmplă cu revoluția. S-a anulat revoluția? Ăștia încă sunt în mare... Revoluție pe aici, nu au capitulat niciunii dintre ei. Și a dispărut revoluția, cumva. Nu știu exact cum, dar pare că a dispărut. Urbanizarea României depinde foarte mult de creșterea nivelului administrativ aici în România, în Basarabia. Uite, au făcut o colonie în Amaculand. Da. Deci, cum ziceam, se extind foarte repede toți ceilalți. Și îngreunează într-un fel extinderea. Tot avem deja Austria, statul Austria. Eu sper să votăm și noi la SFR acum. Îmi dau seama acum cum stau austriecii din punct de vedere... The Creek Coast Hunger Relief. Ok. Mă întreb cum sunt provinciile lor. Pare că toată lumea e bine și mersi. Au un truf cu Statele Unite și cu... Ok, cu austriecii ceilalți. Sunt pe damage relationship. Trebuie să scădem și noi un pic damage relationship cu Imperiul Otoman. De ce? Pentru că o să avem nevoie să facem niște manevre. Ceea ce privește noi provincii, ok, nu avem unde. Noi interese nu putem să declarăm. Putem, în schimb, să mai facem improve relationships. Hai să vedem cu cine ne-am propune să facem chestia asta. Cineva care s-ar putea să bage. Poate Bavaria. Nu. Elveția. Sardinia. De ce? Pentru că se cam învecinează cu ei și s-ar putea să fie utili la un moment dat într-un fel sau altul. Că stăm destul de pe plus cu bănuții. Dacă stăm așa de bine, cred că mai scădem taxele ca să scade și populația extremistă. Hai să vedem și noi la SFR-ul ăsta, mai sunt foarte puține zile, hai să vedem, guvernul are legitimitate 72. Eu sper că pe 10 aprilie să reușim să facem
un vot important. Acum suntem undeva la episodul 11, ce este drumul către eliberarea. Cred că am putea deja să declanșăm un diplomatic pay, pentru că efectiv trece vremea. Liberate country. Așa, și aici putem să alegem Transilvania cu cele două state. Enemy side, ok. Am triggeruit deja, ăsta o să trecă pe diplomatic play, văd că la buget suntem tot pe minus, trebuie să modificăm aici pe acolo. La diplomatic play aici putem să ne mai punem să încercăm să eliberăm ceva, dar ne apare doar Bohemia. Ceea ce, sincer, nu cred că ne convine neapărat cu eliberarea Bohemiei. Iar slăbi, dar, da, nu știu ce să zic. Pe de altă parte, War Reparation costă mult mai puțin și ar putea să fie utile. Dacă încercăm să facem Conquer State și anume să luăm Austria în Moldova, va declanșa un pic infamie și cu 6 alte țări, în raport cu alte 6 țări, ceea ce, na, sunt sincer, nu cred că ne convine chestia asta, demanding. Să vedem care sunt cele 6 țări, dacă pot să... Așa, da, nu pot să țin, triggeruiesc chestia asta cu soro exact cum trebuie. 6 țări, deci Marea Britanie, Rusia, Franța, Serbia consideră că e o mare infamie chestia asta, drept urmare, da, mai degrabă putem să suplimentăm aici orgolul cu reparații de război. Și o să trebuiască să dăm chestii, de e bine că avem până la 7 provincii, cum ziceam, cele două în sudul Africii și alte 7 în zona asta. Acum ideal ar fi să vedem cine ce vrea la schimb ca monedă pentru implicare. Ne avem relații bunicele cu mai mulți dintre ei. Sunt 3 țări care sunt posibile. Acum, unul din motive cu implicarea Marii Britanii este că Marea Britanie e cam împărțită în tot felul de chestii, inclusiv în războiul ăsta cu East Indies. Și deși se zice că ar avea o grămadă de batalioane să primul loc, ei sunt mult prea preocupați de colonii și de lucruri de genul ăsta. Mai degrabă ar fi de interes să implicăm Franța. Trebuie să mai așteptăm un pic, pe câteva zile, și deja putem să am activat și la SFR între timp, ceea ce e excelent. Nu mai putem să facem downsizing la non-government buildings, ok, nu mă deranjează prea de tare. Bustăm și căile frate române. Și acum trebuie efectiv să triggeruim implicarea Rusia și apoi a Franței. Rusia înclină deja spre a fi de partea noastră. Hai să vedem ce putem să le dăm la fiecare dintre ei. Sincer, da, o să fie tough acum. Negocierea, pentru că în mod sigur vor provincii, eu n-aș vrea să le dau provincii, dar de multe ori nu prea ai ce să le dai. După cum vedeți, deci vor oricare dintre cele 7 state și pentru fiecare dintre ele ne dă un scor, pentru ele ne dă chiar 92 de puncte la acceptance score. Și pentru altele ne dăm minus 900 sau ceva de genul. Asta e Rusia, după aia avem Franța, care din nou putem să convingem dându-i țărișoare, provincii și așa mai departe. Eu, unul, aș încerca să le dau provincioare de prin Africa. De ce? Pentru că în Africa, cel puțin din ceea ce am văzut pe aici, nu avem foarte multe opțiuni. Sincer, avem mine de cărbune 0, fishing wave 0. Deci, efectiv, nu prea putem să facem mare brânză cu Namaculand. Și are o populație de 3000, iar aici avem vreo 9000 Herero Land. Deci ideal ar fi să le dăm Herero Land și Namaku Land. Hai să vedem care, cum, ce vror și cum se oftică dacă le dăm altceva. Deci hai să vedem, din câte știu, Rusia vrea neapărat provincia asta pentru că se învecinau cu ei. Deci preferă să ia Herero Land. Aș încerca să le-o păstrez și să le dau Namaku Land la francezi.
Îmi dă un acceptance score de 5, ceea ce înseamnă că este aproape de minimul pe care vreau să le dau. Acum, deja a trecut Franța de partea noastră, avem nevoie de două țări pentru că Rusia în sine, singură, nu poate să facă chestia asta. Hai să vedem acum ce le dăm rușilor. Herero Land, îmi dă un acceptance score de 59. Din celelalte n-aș vrea să dau pentru că am potențial de exploatare mai bun și le-aș păstra pentru termen mai lung. Să vedem acum când va trebui să dăm și ce. Deci e bine că am dat ceva, am băgat acum și Rusia. Trebuie inclusiv noi să începem mobilizarea, mare mobilizare. Acum la militar aici mobilization, trebuie să bifăm toate provinciile, folosim și infrastructura și supply-uri medicale și de toate. Ok. Dăm mobilizare, dăm mobilizare. Ridicăm și cei 20 de conscripți. Pentru armata, una dintre cele două armate, ridicăm și aici al 16 conscripți. Totul numai ca să reușim tot ce trebuie acolo. O să dăm acum un enlistment efforts. Așa, nu mai știu exact din ce provincii ne luăm toate trupele, sincer. Dar cred că am putea să mă arunc cu privire, nu știu dacă mi-apare aici, dacă vreau să mai iau. Ne-am atins limita, din păcate. Putem să mai încercăm cu X-ul să ne arată, am putea să mai luăm din Herero Land. Doar din toate celelalte, provides to armata, așa, under recruitment. Da, deci România, Basarabia, Valahia și Dobrogea. Deci trebuie să dăm un pic și enlistment effort aici. Ceilalți 12 o să-i trimitem în Black Sea ca să apere Marea Neagră. Hai să vedem ce reușim să facem. Ce-mi displace pe de-o parte este faptul că francezii nu tot timpul sunt de mare ajutor să vină cu trupele. În situația de față văd pentru prima oară, cu mare surprindere, batalioane franceze care se fâție pe aici. Eu sper să se stabilească și pe graniță, pentru că cât de curând o să am nevoie de ei pe graniță, efectiv. Sunt până la 300 și ceva de batalioane mobilizate, ceea ce e bine. Hai să vedem acum. Aici tot timpul opțiunea 2 ne dă un boost mai mare pe termen lung pe 9 ani. Deci mergem pe opțiunea 2. Da. Francezii nu-i mai văd. Au dispărut. Ok, tocmai ce îi lăudasem că s-au implicat, dintr-o dată au dispărut. Deci s-au împacuit. S-au teleportat. Nu mai văd unde apar, mai sunt doar 4 pe aici și restul nu știu ce fac cu ei. Dar efectiv au dispărut. Cheltuie o grămadă de bani cu armata franceză din ceea ce am putut să arunc cu privire rapid acolo. 360 ceva de divizii. Hai să-i mobilizăm și pe ei noștri, trimitem pe front. Sunt și ai noștri gata, mobilizați. Așa. Aoleu. De Hohenzollern. Acum ceva important cu De Hohenzollern. Da, în 1866 avem monstruoasa coaliție care duce la înlăturarea lui Alexandru Ioan Cuza de la conducerea țării ca și domnitor și în același an 1866 îl avem pe Carol I de Hohenzollern. Acum nu știu cine este Simion de Hohenzollern, care apare aici personajul ăsta. Voice of Reason din partea forțelor armate. Anyway. Având în vedere că din forțele armate, sincer la așa lege, să-i boostăm popularitatea, poate ne ajută în un fel sau altul. Ia să vedem aici la... uite, aș putea să-mi caut aici un supporter. Hugo de Caz. Ok. State ateism. Toată lumea vrea state ateism sau non-colonial affairs sau tot felul de prostii. Universal suffrage.
Nu aveam activat Universul Sufragiu, acum am realizat. Probabil că o chestie pozitivă să-l punem. Dar să mai vedem ce mai avem pe aici mai interesant. Protecționism, no colonial affairs, homesteading. Nu-mi place nimic din ceea ce văd pe aici. Regulatory bodies. Mai așteptăm. Nu e bun niciunul de acolo. S-ar fi mobilizat vreo 400 de batalioane. Nu știu acum unde sunt toate aici, ar trebui normal să fie vreo 685. Și a început războiul, dragilor. Avem un eliberarea Transilvaniei ca și obiectiv principal. Hai să vedem cum o să meargă. Avem 15 batalioane aici, alte 12 în partea cealaltă, deci 27 în total. Nu foarte multe. Vom vedea cum va merge acest război. Că stăm foarte bine cu birocrația. Mă întreb acum instituțiile noastre. Lucrau aici law enforcement. Cred că aș putea să boostez ulterior și health system-ul. Să mai reducem, să creștem standard de viață și să reducem efectele poluării și mortalitatea. Da. Ok. 40 de batalioane franceze care s-au fățit pe aici și văd că pleacă pe mare, exact, n-aveam nevoie de ei să dea o mână de ajutor. Da, venise, s-au plecat pe mare, se aduc, fac ocolul lumii, nu știu ce se întâmplă pe aici. Aici, Marea Mediterană Centrală, nu prea înțeleg ce se întâmplă. Deci, momentan ne-au lăsat de capul nostru să ne batem. Intervenire, până la urmă, 37 de batalioane franceze aici. O să fie nevoie de mai mult de atât ca să reușim să-i batem. Hai să luăm aici niște bătălii. Pare că Austria îi cam rupe în două pe ruși. Aici din nou ne luăm bătaie. Războiul merge în defavoarea noastră. Am început prost. Acum, mă, normal, ce să zic, Franța ar trebui să fie într-o poziție bună din punct de vedere armată, având în vedere că sunt numărul 2, da, na, fac și ce pot, până la urmă, dacă atâta s-a putut pentru Franța, ce să zic. Hai să vedem ce se întâmplă. Pierderi probabil destul de mare acolo. Hai să merg la buget aici să văd dacă pot să mai fac ceva. Poate renunțăm la una dintre taxe. Hai să eliminăm taxa asta. Băgăm un enlistment effort și pe Dobrogea. Nu știu de unde a apărut Second Romanian Fleet, aveam impresia că am decomisionat-o pe asta, dar mă rog. Am apărut acolo, nu mai contează acum. Din păcate, hai să vedem și noi o luptă care sper eu să meargă bine. Până una alta văd că ne luăm bătaie pe aici și aici sunt 300 de batalioane, nu știu de unde au apărut atâtea sute de batalioane ale Franței. Mobilizate. Pierderi. Cost of war 4,97 milioane, 2,31 milioane. Eu sper că Austria să intre și ea în capitulare, că altfel o să fie tough. Hunger relief, exclusive wine, hunger relief. Ok. Deci mare foamete ce încearcă să contracareze. Am mărit investment in law enforcement la nivelul 2. Ok. Bun, hai că o să merg acum să boostăm health system-ul. Să vedem cum merge. Uite, aici, de exemplu, avem un nou atac care, din nou, merge prost. Deci, pare că totul merge prost, deși n-au intrat nici măcar americanii. Două rânduri de țări împreună cu România încearcă să facă ceva, dar nu reușesc. Iar ali Russia was defeated. Iar aici, în partea de nord,
Mă, că pe aici ajunseră să ne batem noi, eu nu știu cum am ajuns noi să ne batem acolo. Alegeri, văd că aici Partidul Național Liberal, Free Trade Party și nu mai știu cine. Momentan, sincer, nici nu cred că există o formă de partid care să ne convină mai mult. Da, aici văd că atacăm în continuare noi. Nu știu cum am ajuns să ne batem pe acolo, dar pierdem. Da, deja din câte vă mai am doar 5.000. Francezii nu au pierdut decât 3.000, dar nici nu știu dacă se bat undeva momentan. Pare că nu. Cu economia, văd că suntem pe plus, mai scădem taxele atunci. În ceea ce privește... Austria este în default. E, asta e. Asta este singura șansă pe care o avem cu Austria. Când apare chestia asta in default, este de bine. Când se întâmplă asta, hai să vedem cât stau cu cheltuielile. Cost of War deja costă 9 milioane. Military goods. Ok. Și ceea ce privește cine, România avem costuri relativ mici, văd că Rusia are costuri destul de mare cu războiul. România costul de 350.000, lejerică pentru noi. Și acum în partea de pierderi, văd că avem o grămadă de morți. E adevărat că și România are până la 23.000 de morți, incredibil. 259.000 pe partea Austriei, din mare parte din atriție. Deci suferă principial de atriție. Bă, că și aici stăm foarte prost cu manpower-ul. Pe mare probabil au avut loc câteva bătălii și bă că inclusiv aici pare să-și fi luat niște bătaie. Au plecat, bă că sunt aici vreo 50 de nave. 55, aici văd că nu vine nimeni să bată cu Austria în fleet-ul ăsta. Eu sunt surprins de numărul impresionant de batalioane pe care le au aici, 366. Nu apăreau mobilizați atâția. Deci efectiv e nevoie de câteva țări ca să le țină piept austriecilor. Eu mă întreb dacă ăștia mai se mobilizează sau ce fac aici. Așa, mai ne întrezirem că ne băteam odată cu ei. Cu Paul von Rennenkampf, care și-a mare bătaie cu surprise maneuver. Și ce supărat este generalul Ludwig Kral. Am mai deblocat ceva, dar am dat escape până să dau. El făcea overlap la o altă opțiune acolo. Aici, nou atac. Iar înfrângere. Mai avem un atac aici. Care și ăsta pot să-l da cu înfrângere. Văd că trupele noastre sunt cam secate. Mai am 3.000 din 17.000 acolo. Aici 5.000 și ceva. Se bătură iar cu austriecii. Eu personal nu înțeleg ce se întâmplă cu trupele Franței și unde sunt. Îi tot vezi fuțindu-se pe mapa mond. Au apărut aici niște trupe ale Franței. Da, întrebarea este oare pe care front o să-i vedem și pe ei luptând. Prima bătălie în care avem o șansă. Am câștigat. Mamă. Cred că e sărbătoare națională bătălia aia care am reușit să-i învingem. Uite și aici o a doua bătălie în care câștigă Rusia. Austria este în default. Cel mai probabil vor capitula sau vor accepta pacea. Acum ce o să se întâmple în ceea ce îi privește? După cum vedeți, este faliment declarat. Asta duce la scăderea cu 49% a prestigiului, 49% rata de dobânda bancară pentru împrumuturi, 73% reducerea capacității eficienței de construcție și 98% creșterea extremiștilor din standard de viață scăzut, plus beneficii, plus noi dezavantaje, și anume scăderea ofensivei și defensivei cu 49%. Asta e de bine pentru că înseamnă că efectiv s-ar putea să înceapă să se resimtă pentru prima oară faptul că ne batem cu ei. Adică uitați să vedem aici o bătălie normală, să vedem cine câștigă. Și dacă
se resimte în vreun fel. Vă că au defensiva încă destul de mare. Higher defense in the world is 68. Ok. Oh, și uite, într-un final se schimbă soarta războiului și pare că capitulează. Retragere panicată, cu pierderi fabuloase. I-au urmărit, i-au bătut la câteva sute de trupe. Wow, este fantastic. Și au venit și francezii aici, care în sfârșit au început să aibă și eu contribuții în război. Hai să ne uităm la pierderile lor cel mai bine. Deja am propus eliberarea Transilvaniei, dacă pun al doilea tratat, după cum vedeți, acceptanța este de minus 218, cu primul avem o acceptanță favorabilă. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Văd că este o retragere panicată a austriecilor, care au suferit o pierdere. Cel puțin în ceea ce privește, văd că și împotriva Rusiei acum încep să sufere pierderi. Ok, o nouă înfrângere acolo și văd că trupele franceze nu știu pe unde sunt, efectiv, că nu prea le vede nimeni pe mapa mond. Our colonization of West Micronesia, ok, am format un stat în Micronesia de Est. Și o nouă înfrângere aici pentru austrieci. Sunt curios cât ne-au ajuns cu pierderile. Au început să aibă pierderi fantastice. Mamă, și acceptanța păcii pentru propunerea noastră este deja de minus 27. Mare parte din faliment, plus 100 de puncte. Revolte în Austria. Forța militară și nivel de mobilizare din nou ne dă un plus 22. Deci probabil că stau prost acolo. Și dimensiunea împrumuturilor austriece. Nu știu dacă putem vedea aici efectiv cât este GDP-ul. Dar nu știu dacă putem să vedem undeva împrumuturile. Nu cred că ne le arată efectiv, dar cel mai probabil au niște împrumuturi fabuloase în momentul de față. Și interesant că la ei au trade unions. În opoziție, adevărat, dar cu o popularitate de 5,5% spre deosebire de România. El la guvern pare că e un guvern ilegitim. Da. Chief executive, ok. Ceea ce am observat acum, pe de altă parte, este că war support-ul României este într-o mare scădere. Epuizare. În 4 zile mai primim minus 4%. Și această epuizare nu prea mă avantajează. Trebuie să fiu foarte atenți cu acceptanța păcii. Austria in default. Ar trebui să... Deja sunt la plus 100 de puncte. Am plus 200 de puncte din... faptul că stăm în împrumuturi majore și în faliment. Sper eu să reușim să facem repede un tratat în avantajul nostru. No. Pentru unul dintre puncte, trebuie foarte puțin, doar 18 puncte, deci trebuie pur și simplu să mai întâmple ceva negativ cu ei. Pierderile noastre, ok. Aici ne menționează momentul de față doar pierderile României. Nu le mai menționează pe ară celorlalți, dar nu știu exact de ce. No party agrees the peace deal, ok. Ce se întâmplă? Minus 11, minus 10. Trebuie să ne pregătim acum să dăm un save, zic eu. Pentru că dacă reușim să facem pacea în condițiile acestea, este o mare reușită pentru România. Suntem foarte aproape și e momentul. Hai să vedem. Am colonizat și Micronesia de Est. Mamă, e doar minus 10, peace, acceptez, minus 7, a fost minus 3 pe temporar, dar nu știu ce s-a întâmplat acolo, după aia. Ok, ne urăsc maxim austriecii. Eu nu înțeleg cum încă mai au war support, dar probabil că mai merge încă ceva bine acolo. Minus 100, de ce? S-a întâmplat ceva. E încă în faliment, dar nu știu, a venit cineva și le-a preluat împrumuturile bancare.
Într-o dată iară un număr impresionant de împrumuturi. Dar văd că inclusiv România ne-am refăcut cumva trupele. Și ce? Începe runda numărul 2 de atacuri, probabil. Dar tratatul de pace, tocmai când speram că se încheie brusc, ori suportul lor este în descreștere, ceea ce e bine. Suntem pe minus un pic cu banetul, dar nu e așa de tragic. Avem ceva rezerve și mă uitam acum populația loialistă. Suntem destul de ok. Încă suntem faliment ăștia și nu știu, vedem că avem aici un atac care s-a soldat cu o înfrângere. Dar nu știu exact de ce. Au și devastare. Uite, un nou atac aici. Ar trebui să înceapă să-și piardă și teritorii, dar nu înțeleg de ce. Uite, mai au plus 2 pentru war support, deci minus 6. Hai să scădem viteza de joc. Poate ratăm un moment optim când acceptă tratatul de pace. Efectiv, se numără zilele acum. Deja, opa, gata, putem să propunem. Deci, ăsta e momentul optim, dragilor. Avem un tratat de pace pe care putem propune Austriei. Și dăm un save aici. Pentru că este momentul critic, zic eu, în care putem să trigăruim eliberarea Transilvaniei pentru prima oară în istoria acestui campanii serii. Și după alți 5 ani o să putem efectiv să îi eliberăm, dar acum unul dintre lucrurile cele mai importante s-a produs, și anume eliberarea lor. O să ne urască maxim și veșnic pentru această ofensivă, că am reușit să le propunem acest tratat. Îl vom și accepta. Tratat de pace, după cum vedeți, a apărut și Transilvania pe mapa Mont. Iar în momentul de față, dacă mergem aici la jurnal, după cum ziceam mai devreme, putem să completăm Marea Unire. Trebuie doar ca Transilvania să fie un stat marionetă al României. Ca să obținem chestia asta, am impresia că trebuie să trigăruim de aici un Make Protectorate, cred că trebuie să dăm, care forțează Transilvania să devină un stat marionetă. Da, deci asta ar fi varianta. Nu are sens să facem Conquer State. Oricum avem în momentul de față, până în 1897, un moment în care pur și simplu trebuie să ne vedem de treaba noastră și să ne dezvoltăm industria. Suntem încă în piața Rusiei. Law Organization pentru Second Romanian Fleet, ok. Romania New Guinea. Hai să vedem ce se întâmplă pe Romania New Guinea. Am impresia că le-am făcut băieților ăstora un port aici, dar s-ar putea să... employment-ul nu este fabulos. Production method. Da, pe ăsta putem să generăm ceva mai multe convoaie, probabil. Și mai multă infrastructură. O să-i lăsăm momentan așa cum sunt acolo. Ce aș vrea să mai lucrez cu România este să mai boostăm, de exemplu, producția de motoare. Hai să vedem dacă putem să boostăm cumva. Cred că prima opțiune nu, a doua nu. Putem să folosim motorul cu valva rotatoare, ok. Public trading nu putem încă să facem, trebuie să mai activăm încă câteva tehnologii. Avem synthetic plants aici, din câte am văzut. În ceea ce privește tooling workshops, nu cred că pot să schimb ceva nou în plus aici. Hai să vedem la mine dacă pot să mai modific, să crești cumva producția. Steam Donkey. Am impresia că putem să activăm rail transportation-ul. Costul transportului în Valahia văd că este destul de mare. Ce înseamnă că ar trebui probabil să mai investim un pic în transportation. Dar alt lucru pe care l-am observat este că nu avem suficiente universități în alte provincii.
Deci, hai să vedem cum putem să facem un upgrade de universități prin câteva provincioare pe aici. Hai să vedem cum stăteam și pe aici. Uite, fiecare dintre ele stătea prost. Enlistment effort o să dau cancel pentru că nu mă prea interesează. În schimb, o să boostăm acum social mobility și calificările, în special în zonele astea, pentru că în România, în Dobrogea și Basarabia le mergeau destul de prost. În ceea ce privește instituțiile, cred că suntem pe un drum bun de a activa health system-ul pe nivelul următor. Ar trebui să scadă semnificativ populația extremistă, deja am activat-o. Și ar trebui să se resimtă chestia asta, avem 500.000 de loialiști și 688.000. Nu știu dacă pot să mai cresc încă un nivel, oare? Nu, cred că mai trebuie above this maximum level of 4. Ok, dar am redus mortalitatea cu 16%, asta este extra excelent, pentru că populația României probabil o să fie într-o continuă creștere. Avem 6 milioane cu 1,5% creștere anuală, 91.000. Eu zic că e destul de bine. Trebuie să ne uităm aici și la populație. Mortalitatea foarte scăzută, 2,6% anual. Și natalitatea destul de ridicată. Am studiat și Ironclad-ul. Ok. Putem să producem astfel de nave dacă e cazul. Momentan ziceam, am dat drumul la producția de universități. Ei își fac cam ceea ce au nevoie în momentul de față. Și bun, dragilor, acum pur și simplu e moment de sărbătoare. E adevărat, politic vorbind, avem un guvern contestat, dar pe de altă parte, cred că putem să încercăm să propunem Professional Army. Nu știu cât de încântați vor fi populația de această manevră, dar din punctul meu de vedere este o manevră excelentă. Dacă reușim să facem și chestia asta, e fantastic. Este ultimul obiectiv pe care ni-l propunem în acest episod, Professional Army. Hai să vedem. Merg pe minusul o vreme, nu mă prea interesează, poate să mă uit dacă avem de exportat ceva. A început revolta, evident, populația e supărată. Hai să vedem dacă putem să exportăm, dar în particular ce bunuri ar trebui să exportăm. Unde, de exemplu, Small Arms, vă căstăm foarte bine cu Small Arms. Hai să vedem dacă găsim pe cineva unde să exportăm. Pink Market. Ne consumă probabil ceva aici cu rute maritime. Dar hai să vedem cum arată prețurile după ce am modificat aia. Putem să mai exportăm și plăci de lemn. Hardwood, avem cine vrea să le cumpere, piața greacă, ok? Diplomația, nu știu dacă putem să o mai îmbunătățim, dusem aici, cred că stop damaging relationship, nu mai știu unde am ajuns, ci că scrie genial. Putem să probăm dacă putem elibera, trebuie să avem interes în Anatolia ca să facem asta, trebuie să ne declarăm interesul în Anatolia, probabil trebuie să treacă un pic de vreme. Trebuie să fie mai puțin de cordiale, deci trebuie să continuăm să distrugem relațiile cu Imperiul Otoman. În paralel ăștia fac universitățile aici. Ar trebui chestia asta să ajute într-un fel. Cel puțin nivelul de educație crescut în zona asta ar trebui să ne ofere niște avantaje. Hai să vedem cum reușim să le punem la punct. Terminăm și Motor Industries. Opa, ia. Covered agitation. Da, cred că prima opțiune este foarte mișto. Vedem și Revoluția și Professional Army. Ia să vedem cu ce au venit acum. Prima opțiune e foarte nasoală. A doua opțiune, ne scădem șanse de succes. Folosim primul setback pentru că nu prea o să avem sincer mari șanse, o să fie taf de promulgat această lege. Am luat opțiunea 2. O să vedem dacă îmi permit la instituții să mai bag un law enforcement, să mai reducem penalizările din revolte și populația extremistă. Nu știu dacă alte opțiuni pe aici ne convin. Home Affairs, Revolution Progression Speed, Session Radical in Standard of Living.
Asta cu home affairs și asta poate să fie o chestie pozitivă. Minus 40% dangerous working conditions. Hai să activăm chestia asta. S-ar putea să fie pe termen lung mai bine. Condiții de muncă mai scăzute prin punct de vedere periculozitate. Vacă diplomatic play în sudul Africii, ok. Prane pasă. Enlistment officers plus 20% conscriptable battalions. Asta e destul de bine. Dar mai avem de investiții în zona tehnologică. Tot ce facem acum cu chestia asta, mărim technology spread-ul și weekly innovation-ul. Să vedem ce au bifat ăștia aici. Prima opțiune e cam nașpa. Theodore Giga gets failure of just. Ok. Nu prea-mi place varianta asta, să vedem ce vă scrie aici. Bonus or penalty, how attracted. Procul Petrovich defection backfired. Revoluția e ca la 17%. Hai să mă tem din ea. Ei mai scad Teodor Ghica. Acum nu știu dacă mi-afectează semnificativ guvernul. Opposition interest group. Ok. Opa, a apărut rural foc acolo. Ok. Iar grupurile marginalizate în continuare, trade union doar cu 2,7%. Asta e, sindicatele m-au de așteptat. Sunt marginalizați, probabil sunt și parte dintre cei care se revoltă. Am ajuns la 29% șanse de succes. Vreau să zic că este una dintre lucrurile greu de promulgat, una dintre legile greu de promulgat, pentru că a fost foarte greu acceptată de prima oară și deja am schimbat-o într-un fel, acum iar revenim într-un alt fel. Atunci trebuie luat a doua opțiune ca să minimizăm creșterea populației radicale. 500.000 de loialiști, în continuare extremiști 700.000, dar crește populația loialistă. Sper eu să scadă și populația extremistă cu timpul. Și să vedem, ăștia au terminat, după cum vedem, universitățile aici. Sunt curios cum o să meargă cu angajările. Evident o să genereze costuri suplimentare aceste universități, dar partea pozitivă este că ar trebui să ne crească inovația, în primul rând. Și orice creștere de inovație o să ne ajute să promulgăm mai repede, să studiem mai repede toate opțiunile alea, plus acel technology spread e afectat din literacy. Avem un minus 10% from rural folk, ok. Na, ce să facem? Vulturii, ia! Rural folk, downland owner. Ok, hai să mergem. Opa, am luat un setback cu chestia aia care am ales-o. Deci legea deja e pe cale să fie anulată, dacă are deja două setback-uri. E cam aproape game over. O să o punem în cui pentru 5 ani. Nu e tragedie, pentru oricum nu putem să trigăruim. Opa, a apărut nou declare interest. Nouă opțiune. Nu. Încă nu avem o nouă opțiune de declare interest și nu cred că putem să facem improve relationship cu încă un stat în plus. Ah, ba da, am mai putea teoretic, dar cu statulețe din astea neînsemnate. Cu Tidore și cu Zulu și cu Gaza. Ok. Mai așteptăm momentan. Sigur, trimis în exil. Bă, da, nouă ne apare și nouă unul care să vrea... Nu Prisoner National Militia, ci să vrea și el Professional Army. Mamă, incredibil. Toată lumea vrea Prisoner National Militia. Să vedem aici cine ar mai fi. Rural Fox și cu sindicaliștii. Nu avem pe niciunul care să vrea să promulge
o lege care ne interesează. Vedem dacă avem la Lendau în urmoare. Will not start or join a political movement. Ok, experience diplomat. Da, nu prea ne interesează nimic din ce au ăștia de vis. Homesteading, National Militia. Protecționismul. Bă, nu e niciunul, sincer, util. State religion. Toți agitatorii sunt complet inutili. Și ce să zic? Deja am consumat două setback-uri. Păi, e destul de ușor acum, practic, din orice manevră ne duce la 0% cu succesul. Singura șansă e să treacă în advance, dar advance-ul văd că e 0%, ce să zic. Dezbatere 26,9%, succesul nu pare să crească. Birocratic improvement. Mamă. Mai tragem de timp. Sincer, cu opțiunea care s-a activat acum, hai să văd dacă pot să mai bag un government administration aici, în coadă, în România, în Basarabia, pentru că am trecut pe minus cu capacitatea birocratică. Cel puțin nu ne-a sabotat succesul. Ok, relații bune. Cu ce nu mai vrem să facem relații bune? Winterborg și cu Baden. Și cu Suedia. Ok, cam atât momentan. Nu prea avem ce altceva. Oricum, până în 1897 n-avem ce să facem. Revoluția progres de 52%. Deci, ce să zic, bagă mare de tot ăștia revoluționarii. Și mergem pe minus cu bănuții, nu știu dacă vă ați observat. În principiu, foarte mare supărare cu armata profesionistă, de care avem mare nevoie, zic eu, cel puțin până mai reușim să obținem mai multe statulețe. O să fie greu să facem rost de armată. Ce se întâmplă aici? Aveam la un moment dat parcă upgrade in line. Aveam impresia că bifasem în chestia asta. Da. Aliați disperați, trebuie să bifăm prima opțiune. Hai să bifăm prima opțiune, dragilor. Și ok. Am bifat o chestie asta. Trebuie să vedem acum dacă reușim să progresăm cu legea. Dacă legea își mai are un setback, din păcate o să fie finalul de episod. Oricum, eu zic că e o mare reușită deja a ceea ce am obținut până în prezent. Hai să vedem aici. Luăm opțiunea 1. Da, iau opțiunea 1 pentru că forțele armate sunt cei care sunt în favoarea acestei legi. Ne consumăm rezervele de aur, nu prea mă încântă chestia asta. Trebuie să mă duc să mai bag taxe pe servicii. Bun! Anyway, dragilor, vreau să vă mulțumesc pentru audiența acestui episod. Dacă v-a plăcut acest episod cu ocazia 24 ianuarie, sărbarea Micii Uniri, să nu uitați, vă rog, să dați un like. Totodată, dacă aveți comentarii, sugestii despre această campanie, vă rog să mi le lăsați. Acum nu știu cum am trecut pe plus vot, dintr-o dată. Fantastic. Avem nivelul de universități în creștere. În România, Dobrogea pare că nu prea e nimeni interesat. Moldova și cu Basarabia văd că sunt bine. E interesant asta, am putea cel puțin să mai continuăm să mai boostăm. E adevărat că da, presupune costuri suplimentare asta. Mai putem să mai băgăm niște căi ferate în paralel, pentru că văd că nu avem railway deloc. Nu știu ce, în România Basarabia e pe minus dacă facem căi ferate. Deși infrastructura, din câte văd eu, este la limita utilizării acolo, deci probabil că n-ar strica să boostăm un pic infrastructura, dar anyway. Prima opțiune, nasoală. A doua opțiune,
Ok. Apare un agitator al lui Trade Union. Și opțiunea numărul 3. Așa. Mamă. Hai să luăm Gheorghe Berindei. Oh my god. Apare agitatorul Gheorghe Berindei, care este displăcut în momentul de față. Aliați disperați. Prima opțiune ne mai dă un boost de 20%. Poate reușim să briefăm totuși legea. Deși avem un ultim setback. A, se retrage. Dar... Retires from politics and settles domestically, trades get settled at each stage. Ok. E excelent prima opțiune. Nu știu dacă reușim să bifăm legea asta, dar cam aia e. Bun, și văd că cu birocrația asta... Suntem încă un pic prost. Ce m-aș duce și aș mai boosta înainte să boostăm căile ferate. Hai să vedem cum stăm cu Government Administration pe aici. Aș face un Government Administration și în România, în Dobrogea, chiar dacă lucrurile nu sunt grozave acolo. Universitatea din România, în Dobrogea, cu greu văd că se umple Ranglef. A fort in the sea of anger. Prima opțiune cred că este cea care ne avantajează. Am luat scăderea revoluției. Eu zic că este ultima șansă, pentru că deja e 68%. Uite, am trecut pe plus cu birocrația, excelent. Hai să vedem cum stăm în ceea ce privește Make Protectorate. Așa. Mai avem, până în 1897, tragilor, deci încă 3 ani. Probabil în episodul următor se va întâmpla. Raising Concerns, prima opțiune, două opțiune. O să merg pe prima opțiune. Am văzut că sunt burghezia, sunt favorizează cumva această schimbare, dar nu pot să fac un guvern stabil cu ei, din păcate. Adică Professional Army. Hai să vedem acum, dacă nici acum nu reușim să facem advance, încă mai apare stall și succes. Ceea este de dreptul surprinzător pentru noi. Inefficient agriculture. Ok. Am trecut în faza de votare a legii. E fantastic, dragilor, chestia asta. E fantastic de dreptul. Bun, cât de curând rămâne fără baterie la căști, deci probabil va trebui să încheiem acest episod fantastic care a reușit să eliberăm Transilvania, dar totul spre bine, pentru că aproape am reușit să activăm și Professional Army. Au făcut și ăștia ceea ce vreau să fac acolo, mai fac căi ferate în Moldova și după aia în Basarabia vrem să mai facem ceva. Între timp manufacturers și așa mai departe. Da, exportăm în continuare hardwood. Eu cred că am putea să mai exportăm, dar sunt pe minus cu capacitatea birocratică. Și știu că îmi consumă din tradinguri momentan chestia asta cu exporturile. O să-mi adauge acolo ceva pe plus. Din când în când treceți pe plus cu băneții, încă mai avem rezerve de aur de 458.000, ceea ce e bine. Ok, revoluția 71%, mamă, dacă te-ar trece asta, nici măcar nu mai scrie decât stol și succes. Deci, cu Dumnezeu înainte aici. Am trecut în faza de votare. Nu știu, oricum dăm un save, dar vreau să zic că orice se întâmplă acum poate să impacteze total negativ rezultatul. Nu este garantat că vom avea votarea legii. Dar este ultimul lucru pe care îl vom face, deci mulțumim mult pentru participarea acestui episod 24 ianuarie, să aveți o zi minunată de 24 ianuarie, să sărbătoriți așa cum se cuvine mica unire.
și la mulți ani, dragi români. Și hai să vedem dacă activăm și noi Professional Army și probabil în episodul următor încercăm să ne unim cu Transilvania. În paralel, neapărat avem nevoie de Professional Army ca să încercăm să eliberăm Dobrogea, pentru că Imperiul Otoman, să știți că stau destul de bine și din ceea ce am văzut sunt destul de multe țări care de apare și de Red Scare în 87 de zile. Avem prima opțiune cu apar strata, devin mai loialiști și au 2% la or strata, devin mai loialiști. Eu cred că o să iau varianta 2. Chiar dacă scădem grupurile celelalte și interesul pentru ele. Așa. Că suntem cu un guvern legitim, pe ce bine, Red Revolution, Headlines. Așa, prima opțiune cred că mi se pare foarte bună. Da. Mica burghezie în favoarea și Professional Army, deci am nevoie de suportul lor. Hai să vedem acum ce se întâmplă. Este un moment decisiv, zic eu, în 20 ceva de zile. Dacă reușim să votăm în premieră Professional Army după multe războaie seculare. A fost incredibil de obținut, de greu de obținut chestia asta, la fel de greu ca și obținerea eliberării. Incredibil! Este fantastic, dragilor, deci ăsta este un rezultat spectaculos, de-a dreptul uimitor pentru România. Am reușit să obținem armata profesionistă pentru România, 23 de batalioane ce pot fi mobilizate, plus 25% putere politică pentru forțele armate, nu mă deranjează atât de tare. Și nivelul barăcilor până la 100 putem să-l ducem. Limita de conscripție până la 50. Plus 1% conscription rate, plus minus 10% moral loss și plus 25% weekly unit experience gain. Ceea ce este excelent. Zic că este o adevărată reușită, nu știu acum dacă în guvern efectiv se va resimți imediat impactul popularității, creșterea popularității sau puterii forțelor armate, dar în ceea ce privește legile, chiar sunt curios acum dacă mă duc pe Professional Army, dacă scrie 23 de batalioane ce pot fi mobilizate. Eu zic că este excelent chestia asta. Putem deja să începem să antrenăm, să crește numărul de de trupe în fiecare dintre provinciile pe care le avem. O să fie ceva minunat în episodul următor. Ne creștem armata, facem și noi armată cu lancieri, cu mai multă artilerie și mai mulți soldați cu puști, pentru că probabil o să avem nevoie de o mega armată ca să ne batem cu Imperiul Otoman. Sunt tare curios ce buget trebuie să avem ca să ținem în echilibru o armată uriașă. România încă nu stă atât de grozav pe, din punct de vedere GDP, suntem doar pe locul 22 în lume și sunt multe alte stătulețe în fața noastră. Pe de altă parte, Imperiul Otoman are doar un GDP doar de 19 milioane de lire sterline, deci nu semnificativ mai mult, ceea ce ar putea însemna că am putea și noi teoretic să facem o armată importantă. Iau 65 de batalioane, după cum vedeți, plus 287 conscription. Da. Deci, hai să vedem. Pe de altă parte, e un mic inconvenient, anume că faptul că Franța este un partener senior în alianța, în Uniunea Custom pe care o au, ceea ce înseamnă că Franța va intra în război împotriva noastră. Deci trebuie să cooptăm în războiul ăsta pe Marea Britanie și Rusia, dar pentru că Austria mult sigur nu o să-i convinge după ce ne urăsc. Acum scrie Protective Towards Romania. Oh, interesant. Acum nu ne suportau, dar văd că s-au împăcat. Bun, dragilor, cam aceasta a fost episodul nostru și în episodul următor ne așteaptă lucruri minunate. Încă o dată la mulți ani pentru 24 ianuarie și hai să ne revedem cât mai curând cu un nou episod. Mersi mult pentru audiență, să numai bine, bye bye!